Mamă, ce spirit de sărbătoare aici. Bă, de ce ne vezi, mă? De ce te tești tu? Vine să-i pui pe toți în brăduț, așa cum au stat ei jos acolo. Să vedeți. Unde vrei să stăm, la bar, la canapea? Este absolut indiferent. Hai tu, alege, alege, nu mă pune pe mine. Hai pe canapea, frumos aici, ai. Perfect, hai să-mi iau telefonul telespectatorului. Elena, oameni buni, a venit alături de noi pentru că, ce credeți, se pregătește să plece la Survivor. Au, 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 greutate mare. Au, 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 au. O să fie greu. Nu că o să fie greu, o să fie foarte greu. Pentru unii care au, au peste unii care au trecut de ani. Stai un pic, stai un pic. Acum să le spunem telespectatorilor că tu ești totuși una dintre persoanele care a câștigat competiția asta. Sunt prima. Chiar dacă era la o altă televiziune, ai câștigat-o. Da, am câștigat. A fost schimbarea vieții mele din toate punctele de vedere. Că știi cum e cu muzica, m-am descurcat cum m-am descurcat, dar Survivor-ul mi-a dat ce aveam mai mult nevoie în viață. Adică un loc al meu, o stabilitate, nu știu, m-a schimbat cu totul, la propriu. Cât timp ai stat atunci? Aproape 6 luni. Aproape 6 luni. Ce a fost cel mai greu? Ai câștigat competiția aia. Oh, ce a fost greu? Lipsa celor de acasă. Asta familia. E. Acolo realizezi care este importanța omului în sine și că bogăția sufletească este mai importantă decât orice lucru material. Și nu o să-ți fie iarăși dor de copii, de familie? Păi ce crezi, în ultima perioadă de vreo 5 luni de zile, de fapt de când a început sezonul de grădiniță, pe Răzvan nu l-am mai dus la grădiniță, am stat cu el non-stop. Pregătire fizică, nu prea pot să spun că am făcut, că aș vorbi baliverne, am preferat să stau cu el tocmai din dorința asta, știi? Mai ai timp tu, mai ai timp. Când începeți? Când mai ai? Mai ai o săptămână, puțin. În ianuarie la început, pe cât e ciucă? Pe 16 ianuarie începe. Dar noi plecăm puțin mai devreme. Pentru că trebuie să știm că ajungem bine, sănătoși, știi ce zic? Adică e o presiune foarte mare în sufletul meu. E o alegere pe care am făcut-o tot cu sufletul. Și îți dai seama că n-am cum să nu merg într-un loc de care practic îmi este dor cumva. Mulți ar spune că ai și șanse în fața celorlalți pentru că ai câștigat o competiție, ai stat atunci 6 luni, destul de mult, ai înțeles regulile, jocurile. Să știi că Survivor este cel mai imprevizibil joc pe care poți să-l treci vreodată și o experiență care pentru care nu poți să ai o pregătire reală. Și niciodată, mă crezi? Și tu și Zani câștigător și Delea câștigător. Da, chiar astăzi. Uite, acum să mai vedem imaginele cu voi, pentru că e un casting mega puternic de la Survival All Stars, show-ul care începe acum în ianuarie, oameni buni, la ProTV, unde practic cei mai buni dintre cei mai buni sunt acolo. Și faimoși și războinici. Și faimoși și războinici. Fix acum am venit la o ședință foto pentru o revistă celebră mare, unde o să ne vedeți pe toți trei pe copertă. Eu, Zani și cu Viva. Așa. Revista Viva, suntem pe copertă în următorul număr, așa că acum, chiar acum am venit de acolo. Fix câștigătorii. Fix câștigătorii, da. M-am întâlnit cu ei, mi-era dor să depunem așa niște amintiri și experiențe. E un sentiment care te copleșește numai când te gândești. Eu am emoții de acum și vreau să le mulțumesc celor de acasă că datorită lor sunt aici. Adică eu nu pot să uit de unde am plecat și faptul că eu sunt în această competiție și încerc să fac tot ce pot sau să demonstrez mie că pot și oamenilor cumva din respect merg la acest show, pentru că merită. Adică știi cum e, când un show schimbă viața, ai o recunoștință și tu ai o datorie cumva undeva și trebuie să faci niște lucruri mai departe să dai. Așa cred eu. De cine crezi că o să te atașe cel mai tare în show ăsta din cei care au participat? Din cei care sunt în All Stars? Nu prea-i cunosc, că sunt din sezoane diferite. Dar ai văzut la televizor sau te-ai mai întâlnit cu ei? Să știi că fiecare sunt oameni diferiți cu povești diferite și cred că asta este și frumusețea, că nu se mănâncă niciunul cu celălalt. Ca și... cu cine o să legi prima relație de prietenie? Nu știu, din ce am văzut așa în online ce se întâmplă, o văd pe Ștefania, o fată foarte cu bun simț așa și... A ajuns și ea destul de departe. A ajuns destul de departe și mi-a și scris și am și așa schimbat 2-3 vorbe. Sunt oameni frumoși acolo, asta îmi place, că sunt oameni cu care cred eu că nu prea ai cum să nu te înțelegi. Știi bine. Că ți-au plecat prieteni de aici și da, după da, două da, săptămâni zic că acolo. Nu putem să vorbim de prietenii pentru că și am avut mici... altercații pe care, ce crezi, s-au rezolvat imediat, pentru că acolo te ceri pentru lucruri care nu există în viața reală. Și este normal să ajungi la nivelul ăsta în care să dai seama că ești atât de fericit și norocos că trăiești și că ai toate lucrurile astea pe care le avem noi, încât, știi cum e? Uneori chiar îți mai trebuie un survivor de asta în viață. Tu nu te-ai accidentat cu sănătatea? Uite ce picioare frumoase am! Ce să mai... M-am accidentat de mai mult. Nu, dar n-ai ligamente rupte? Nu, ferească Dumnezeu, am avut menisc, un noroc din punctul ăsta de vedere. Deși am intrat pe toate traseele, n-am ratat niciun traseu,
în tot Survivor-ul la vremea respectivă, am avut, m-am binecuvântat Dumnezeu să rămân sănătoasă, că asta este un principiu de care, să spun sincer, este cel de care mi-este cel mai frică acum. Să fii sănătoasă. Da, da, este... pentru că sunt chestii pe care nu le poți coordona. Perfect, așadar în Dominicană, Survivor All-Stars, oameni buni, faimoși, războinici, oameni din absolut toate sezoanele, în acest show care se anunță fabulos, o să fie Doamne, sperească-mă Dumnezeu. Este, cu multă emoție și cu de toate. Adică acest show va veni cu absolut de toate pentru toată lumea. Cine a urmărit și văd deja în online că oamenii sunt foarte activi, abia așteaptă competiția asta. E normal, o așteptam eu și dacă nu mergeam vreodată la show-ul ăsta, o așteptam cu suflet. Pentru că e o experiență care nu, n-ai cum să o descrii și n-ai cum să nu o vezi. N-ai cum să nu te uiți la ce ți-e cel mai teamă acolo? De accidentări. Atât. În rest, cred eu că de latura paiaje, umană... De frică? Nu, mi-am trecut toate fobiile, mi-era de reptile, de ce, îmi cădea cât un șarpe în cap așa din când deci în când. Deci n-ai nicio treabă. Păianjeni pot să fie... Nimic, sunt prietenii și mănânc okay, dacă e nevoie. Deci nu se termine, nu se sperie când e vorba de păianjeni, ciucă. Nu. Nu e. De șerpi. Nu. Nici de șerpi, ciucă nu e frică. Nu, era, eu aveam o fobie la insecte, dar mi-a trecut toată fobia, deci, că îi mergeam dacă pe mine. Dacă vine un păianj pe tine, n-ai nicio treabă. Nu, nicio treabă. Știu să mă... Adică, în general, cu cât ești mai calm... Mine, nu chiar atât de calm. Uite, ai avut totuși reacția... Înaintea furtunii. Tu gândeai că eu am crezut că a căzut, știi, aici a fost, te sperii. Ai de ce să te sperii? Poate să-ți cadă un încă de cocos în cap. Ai mai nasolă decât tarantula asta, să știi. Da, nu s-a sincronizat cu țipătul lui, a deschis gura mai târziu. A deschis? Mai băgăm o fisă. Da, exact. Bun, și atunci plece la Survivor împăcat, așa de copil o să fie, cred că cel mai dor. O să fie dor de familie, rămâne? Clar. Rămâne cu părinții mei, care vor veni acum în București de sărbători, vom sărbători împreună, evident. Cât are acum? 5 ani are. Uai, de mine, acum conștientizează, atunci era atât de mititel încât cumva a fost un pic mai ușor, pentru că el nu știa foarte bine noțiunea timpului. A văzut că am plecat după un anumit moment, stând cu bunicii, s-a obișnuit. Acum conștientizează. Zice, da, i-am spus, zice că da, mama, abia aștept să te văd, dar sunt convinsă că după o săptămână timpul deja va fi limitat, pentru că stau foarte mult timp cu el. Noi suntem împreună non-stop. Și atunci, el nu gândește acum, nu-și dă seama de... Nu conștientizează că ce înseamnă. Și nici eu nu-mi dau seama. Stai, nici zic că și eu am acolo în suflet o chestie care sunt curioasă cum o să depășesc. Dar nu ne plângem, pentru că alegem cu sufletul și facem lucruri asumate. Indiferent cum va fi, eu mă bucur de experiență, mă bucur pentru că merită. Merită și fiecărui om îi doresc în viață măcar o săptămână de Survivor. Pentru că atunci devine mai om și mai din toate încredere. Uite-te tu ce e acolo, uite-te ce e acolo. Uite-te ce competiție dură o să fie. Da, este o competiție foarte, foarte grea și vine să te educi așa, din toate punctele de vedere. Ceea ce eu am învățat din competiția asta este să fii om din toate punctele de vedere. Și să apreciezi cu adevărat adevăratele lucruri în viață, valorile reale, principiile, să nu ți le calci, să reușești să fii om indiferent de situație, pentru că te testează, toate astea te testează și dacă n-ai un psihic puternic și o pregătire, ai două șanse, ori te dezumanizezi, ori te redresezi. Și eu devii aștept un om... să văd ce se întâmplă. Da, o să fie foarte greu, e clar asta. Știm cu toții. Și dacă nu știm, vă zic eu, este foarte, 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 foarte greu. Dar este și al naiba de frumos. Băi, atât de greu, dar nouă de pe canapea, așa ușor ne e. Da, deci când stăm cu o felie de cozonac în mână și zice, bă, așa, pe bune. Știi că mănânc. Toată lumea m-a întrebat. Mama, leargă, bai, mă, ce chiar nu mănânci, chiar nu mănânci, chiar treci prin toate. Și nu, la televizor nu se văd toate. Pentru că e normal, încape o anumită porțiune. Noi stăm acolo 24 monitorizați. Oameni buni, e până una alta, Elena, să nu uităm că este și artistă, o să ne și cânte. De data asta vine cu un taraf aici la emisiune. Da, nu, cu o parte din băieții pe care îi construiesc așa frumos pentru proiectul pe care îl fac. Am făcut o piesă pe care am postat-o pe Elena Ionescu Music YouTube. Da. Așa, am luat-o de la capăt, să am trecut-o cu canalul, foarte greu urcă, că așa se întâmplă, dar am făcut-o cu drag și cu inima deschisă. Și acum deschisă, când urcă, pleci. Cu Mario, prietenul meu, Joy. E de suflet, e de corazon, e ca să fie bine, că deci tot vin sărbătorile. Ba da, sunt băieți aici.
Băi, dar haideți, mă, băieții noștri. Sunt o parte din băieți. Păi și nu-i de veselie? E de veselie, păi adică cum? Adică ideea dezvine să... Dezvine să faci, uite, să luăm copacul și să... Perfect. Să mâncăm până, din el. Până vine taraful, că ce crezi, e un pic ocupată să aducă instrumentele. Oricum trebuie să luăm pauză de publicitate și revenim imediat, da? Claro că cu sim. Elena Ionescu. Așadar, taraful e pregătit și imediat ne întoarcem, rămâneți cu noi.